o femeie curată care naște pe Fiul lui Dumnezeu pe acest pământ. Este scris că această femeie este nevoită ca să fugă de șarpele, de balaur. Ea se va ascunde de prigoana care o produce șarpele. Și sigur că această femeie este simbolul poporului lui Dumnezeu. Acel popor al lui Dumnezeu care predică adevărul curat, ei vor fi prigoniți. Femeia a doua, din capitolul 17 din cartea Apocalipsa, este prezentată ca o femeie care stă pe fiară. Această fiară pe care stă femeia, ea este prezentată ca o femeie care nu este cinstită, nu este curată. Ea are în mână un potir cu toate spurcăciunile. Acestea sunt toate învățăturile false, toate ireziile și minciunile creștinismului. Și această femeie este simbolul bisericii apostaziate. Ea stă pe fiară, care foarte seamănă mult cu acea fiară care este prezentată în solia celui de-al treilea înger, care zice cine se închină fiarei. Ce fel de fiară este aceasta? Și unde este descrisă această fiară? Trebuie să spun că înainte de capitolul 14 în cartea Apocalipsa, tocmai în capitolul 13 sunt descrise două fiare, nu una, ci două. Și în conformitate cu aceste cuvinte care se închină fiarei și imaginei ei și icoanei ei, așa cum zice Scriptura, noi nu putem da răspuns dintr-o dată care fiară, pentru că sunt două. Deci nouă trebuie să ne fie mai clar când noi vom face cunoscut cu acestea două fiare în mod simbolic. Deci, prima fiară, Apocalipsa, capitolul 13, textul 1 și 2. Fiara cu 10 coarne și 7 capete, o fiară care a ieșit din mare. O fiară care semăna cu un urs, gura ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Aici este descris încă o imagine, și anume balaurul. Și sigur că noi înțelegem cine este balaurul. Deci balaurul, sigur că este o imagine a lui diavol, a lui satana, care este vrăjmașul lui Dumnezeu. Despre aceasta spune foarte clar capitolul 12, cartea Apocalipsa. Deci fiara care este descrisă aici de Ioan este ceva neobișnuit. Sigur că înțelegem că aceasta este un simbol. Astfel de fiare în realitate nu sunt. Iată cum un pictor a arătat această fiară care iese din mare. În realitate, noi nu avem astfel de fiare. Sigur că înțelegem că aceasta este o imagine care arată la o realitate care are loc în real, în istorie. Ceea ce ne frapează pe noi atunci când încercăm să înțelegem acest simbol, că această fiară are foarte mult comun cu o altă fiară care este descrisă în cartea prorocului Daniel. Și sigur că Ioan folosește aceleași imagini pe care sunt găsite în cartea prorocului Daniel. Aceleași imagini ale fiarelor, fiarele care sunt în Apocalipsa, care iese din mare, toate acestea vorbesc despre caracteristicile de bază ale fiarelor simbolice din cartea prorocului Daniel.
Dacă vă aduceți aminte, ultima fiară din a patra fiară din capitolul 7, prorocul Daniel, fiara groaznică, ea avea 10 coarne. Și acolo unul dintre coarne mic care a început să se mărească, care a smuls alte coarne vecine și acest corn a crescut și activitatea acestui corn mic, cartea prorocului Daniel 7 și 8 spune că această imagine din Daniel este aproape identică cu prima fiară din capitolul 13, cartea Apocalipsa. Deci, putem să spunem aceeași imagine. Deci, Daniel, capitolul 7 și 8 și Apocalipsa, capitolul 13, este aceeași putere reală în timp, în istorie. Vedeți dumneavoastră că ambii se comportă extrem de arogant. Deci ambii rostesc hule. Atât cornul cel mic, cât și fiara din Apocalipsa își exercită puterea în același timp. Ambii asupresc pe adevărații credincioși și ambii sunt distruși de judecățile lui Dumnezeu. Deci ambele sunt distruși de judecățile lui Dumnezeu. Deci o foarte mare asemănare dintre aceste două simboluri. Și aici trebuie ca să identificăm această fiară. La cine arată fiara aceasta în viața reală? Vă aduceți aminte? Deja am vorbit despre aceasta. În a doua solie îngerească, orașul Babilon, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei, desfrâului ei. Aceasta este o imagine a femeii apostaziate, care stă pe fiară, fiara stacojie. Sigur că aceasta reprezintă o unitate a puterii bisericești și a puterii de stat, puterii imperială. Deci fiara este puterea lumească sau puterea de stat, puterea politică și puterea religioasă împreună produc Babilonul. Este simbolul bisericii apostaziate care s-a amestecat cu puterea statului și și-a pierdut identitatea ei. Deci nu avem alte variante în istorie, în istoria creștinismului, ca noi să înțelegem această imagine și să o identificăm. Unica biserică care reprezintă unitatea bisericii și statul este catolicismul. Este Sfântul Scaun, papalitatea. Alte asemănări nu le găsim. Sigur că nu în zadar s-a făcut reformațiunea în secolul al XVI-lea, pentru că în creștinismul istoric a apărut foarte multe erezii, foarte multe învățături greșite. Și putem noi ca să le enumerăm pe toate acestea și dumneavoastră le cunoașteți pe toate acestea. Și sigur că dumneavoastră cunoașteți semnele acestei apostazii. Deci una dintre erezii este închinarea într-o zi greșită, închinarea la imagini, închinarea la moaște, cultul morților. Este uzurparea puterii Domnului Iisus Hristos ca fiind marele preot în sanctuarul din ceruri. Și puterea de a ierta păcatele, puterea de a face o relație dintre Dumnezeu și om a fost uzurpată. Și cunoașteți că spune textul
că rana de moarte și vindecarea despre care vorbește în cartea Apocalipsa 13:3 reprezintă pierderea temporară a puterii și influenței, fiind consecințele proceselor social-politice în Europa la sfârșitul secolului al XVIII-lea și jumatea secolului al XIX-lea. 1700 generalul francez Berthier, el s-a amestecat în procesul de distrugere papal. Este un stat foarte mare pe teritoriul Italiei de astăzi, mare în putere. Este un stat teocratic, pentru că acest stat este condus de episcopul Romii, care are putere asupra bisericii, dar are și putere asupra statului sau asupra politicii. Și atunci a fost dată lovitura papii Pius al XVI-lea. Deci i s-a propus ca să refuze puterea politică și el a refuzat lucrul acesta. Și atunci el a fost luat în exil și a murit acolo. Și acolo biserica a primit o lovitură și biserica a fost deja naționalizată. Și atunci s-a format Republica Romană. În secolul al XIX-lea, în rezultatul războiului franco-prusac, papalitatea și-a încetat existența. Piul al IX-lea a încercat să se lupte pentru puterea aceasta, dar practic el nu a mai avut-o. Dar citim că rana a fost vindecată. Și iată, în începutul secolului 20, rana a fost vindecată. Deci se știe că în anul 1929, când Vaticanul a fost din nou recunoscut oficial de guvernele altor țări, după ce a fost semnat un tratat între Papa Piu al X-lea și Mussolini, deci cel care conducea Italia atunci, și a fost format statul sau mini-statul, un stat mic, sau mai bine zis un oraș-stat, Vaticanul, care are 42 de hectare, cel mai mic stat din lume. Dar cu influența lui, acest stat are o influență mondială. Deci noi am identificat prima fiară din capitolul 13, cartea Apocalipsa, dar acolo sunt scrise două fiare. Și iată că este scris fiara a doua. Apoi am văzut, ridicându-se din pământ, o altă fiară, care avea două coarne, ca ale unui miel, și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi, dinaintea ei, și făcea ca locuitorii pământului să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ. Puteți să citiți textele acestea acasă și să trageți atenția asupra acestor texte, că această fiară pe care o vede Ioan arată foarte, foarte așa de cinste. Este ceva asemănător cu Dumnezeu, asemănător cu Iisus Hristos. Și Iisus este prezentat ca mielul lui Dumnezeu, mielul care a fost junghiat, și această fiară se aseamănă cu mielul. De la început arată ca Iisus Hristos, este o imitare a Mântuitorului. Dar după aceea să vedeți ce transformare s-a făcut această fiară, pentru că a început să vorbească ca o fiară și a început să vorbească
și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele care îi se dădea. Și i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca să învieze acea fiară care avea rana de moarte, pentru ca semnul acesta, icoana aceasta să vorbească. Să trageți atenție la această strategie, stimați prieteni. Aici sunt două elemente în aceste texte. Deci primul element înșeală pe toți locuitorii pământului și al doilea este elementul violenței. Va omorâ pe toți cei care nu se vor închina fiarei. Apocalipsa 13:15. Aici este vorba despre prigoană asupra copiilor adevărați a lui Dumnezeu. Ce prezintă această fiară, a doua fiară? După părerea celor care cercetează Scriptura, cel mai mult în istorie, imaginea aceasta corespunde la un stat foarte tânăr care va apărea și va deveni, va veni pe picioare un stat foarte puternic în acea epocă când va fi dată lovirea primei fiare. Atunci va apărea pe arena istoriei. Deci sigur că vorba este despre un stat foarte tânăr. Și sigur că noi facem asociația cu un stat care a apărut pe continentul american. Este Statele Unite ale Americii, care de la început era un tânăr stat care a fost perceput ca o furtăreață a toleranței și o garanție a libertăților democratice. Oamenii călătoresc în America din întreaga lume ca în țara promisă, mai ales cei care sunt prigoniți pentru credința lor, pentru convingerile lor, merg în Statele Unite ca în pământul făgăduinței. Și acolo încep ca să construiască un nou stat. Pe baza principiilor creștine, principii democratice. Și de la început, sigur că această fiară se aseamănă cu caracterul lui Hristos blând, dar în acel timp când lumea care era bipolară, susținută de existența Imperiului Sovietic, în ei s-a prăbușit și Statele Unite s-au trezit în afara concurenței, adevărata esență acestei puteri mondiale a început să se manifeste din ce în ce mai clar. Proiectul american modern este de neconceput ca complexitate, este influența Statelor Unite asupra lumii, pătrunderea oriunde și peste tot este principala trăsătură distinctivă a politicii externe americane. Astăzi mulți analiști și observatori politici observă faptul că o țară cu o populație de 5% din toată populația Pământului încearcă să impună o nouă ordine mondială restului de 95% din populația lumii și utilizează o politică de dublu standard. Deci noi am identificat acele două fiare din capitolul 13. Ce înseamnă cuvintele, semnul fiarei pe mâna dreaptă și pe frunte? Cine se va închina fiarei și va primi semnul ei? Vă aduceți aminte cuvintele? Deci cuvântul grecesc, caragma, în zilele lui Ioan înseamnă imaginea cezarului pe monede. Imaginea cezarului pe monede. Aceasta însemna un sigiliu imperial pe hârtiile oficiale, ștampile care erau puse pe animale. Acest cuvânt înseamnă sculpturi din lemn sau o imagine a unei zeități turnate din metal. Iată ce înseamnă cuvântul caragma sau traducerea în limba română, semnul. Ce înseamnă să primești semnul pe mână sau pe frunte? Și aici trebuie să tragem atenția. În această parte a Apocalipsei se vorbește nu numai despre o peceată a fiarei,
Și sigur că este vorba despre un sigiliu al mielului, al Domnului, chiar de la începutul capitolului 14. Aici se vorbește despre cei care sunt credincioși lui Dumnezeu și au numele mielului și a Tatălui Său pe frunte, în timp ce alții, altă grupă, au numele fiarii și numărul numelui ei. Deci, sigur că aici vedem două grupe de oameni. Acestea sunt două grupe care se închină diferitor subiecte. Unii se închină lui Dumnezeu, alții se închină fiarei. Două puteri, două autorități, două grupe de închinători. Noi înțelegem că acest sigiliu al fiarei este un simbol. Și sigur că dintr-o dată înlăturăm toate speculațiile în jurul chipurilor, pașapoartelor biometrice, vaccinuri care chipurile are semnul fiarei. Nu are nicio legătură cu toate aceste teorii despre ceea ce într-adevăr vorbește solia celui de-al treilea înger. Ca să înțelegem semnul fiarei, trebuie ca să apelăm la Vechiul Testament. Deci această imagine a inscripției de pe frunte și de pe mână este asociată cu vechea practică în rândul israeliților de a lega tefilina sau filacteria în greacă. Deci sunt niște cutii mici din piele care conțin fragmente ale legii sau a Torei. Ce înseamnă aceasta? Acest ritual? Acest ritual înseamnă o acceptare conștientă a voinței lui Dumnezeu exprimată în legea Lui. Legarea pe frunte. Aceasta înseamnă că omul este gata și este disponibil să împlinească această voință. Și în vechime, aceasta se înțelegea că important era nu numai ca să legi acest semn pe frunte sau pe mână, dar aceasta se înțelegea că trebuie să fie în conștiință, ca tu să primești voia lui Dumnezeu și să fii de acord cu ea și să o împlinești în viața ta. Iată cum este oglindit în Deuteronom, capitolul 6, unde este folosită această imagine pe mână și pe frunte. Despre ce poruncă? O poruncă principală. Iată ce scrie. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai unde? Nu pe frunte, nu pe mână, ci să le ai în inimă. În inimă înseamnă reprezentarea conștiinței. Deci semnul fiarei este pe mână sau pe frunte. Nu este altceva decât un fel de provocare pentru Dumnezeu și legea Lui, discreditând normele dreptății divine și înlocuindu-le cu morală laică. De aceea, una dintre cele mai importante caracteristici ale celor care rămân credincioși lui Dumnezeu va fi respectarea poruncilor lui Dumnezeu. Noi citim chiar la sfârșitul acestor trei solii: ferice de cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Isus. Deci este important să tragem atenția la una dintre poruncile decalogului, ascultarea față de care în această luptă finală dintre bine și rău va căpăta o semnificație specială. Vă aduceți aminte, prima solie îngerească se vorbește despre închinarea adevărată lui Dumnezeu și subliniază: închinați-vă
celui care a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Deci, cercetătorii văd în aceste cuvinte o aluzie directă la cea de-a patra poruncă a legii lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de ziua sabatului ca să o sfințești, căci în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua sabatului și a sfințit-o. Stimați prieteni, sabatul totdeauna a fost un semn al legământului între poporul lui Dumnezeu și însăși Dumnezeu. Exod, capitolul 31. Spuneți poporului să sfințiți sabatele mele, căci acestea sunt un semn între mine și voi. Eu sunt Domnul care vă sfințesc. Și cercetătorii au ajuns la concluzia că semnul fiarei de pe frunte și de pe mână va reprezenta distrugerea sabatului biblic și eliminarea acestuia din conștiința creștină. Și sigur că aceasta s-a întâmplat în anul 321 prin decretul împăratului Constantin. El a consolidat legislativ sărbătoarea duminicii în tot Imperiul Roman de atunci. Această înlocuire a zilei de sâmbătă cu duminică a efectuat chiar și textul poruncii a patra, care în Biserica Catolică a fost schimbată dincolo de recunoaștere. În catehismul catolic sună ca ziua de sărbătoare, să ținem ziua de sărbătoare. Deci totul a fost prezis în prorociile din trecut. Când se vorbește despre cornul cel mic, Daniel 7:25, el se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Daniel 7:25. Dar știți când a fost lovitura cea mai puternică asupra acestei porunci despre sabat? Cea mai devastatoare lovitura sabatului a fost dată deja în modernă, din cadrul așa numitei gândiri evoluționiste, când la sfârșitul secolului XIX, toată biserica creștină s-a plecat în fața evoluției și a fost numită ca o evoluție teistă, o evoluție condusă de Dumnezeu. Conform acestei teorii, zilele creației din capitolul 1, Cartea Geneza, nu trebuie să fie înțeleasă ca zile reale, ci trebuie să înțeleasă ca milioane de ani, epoci. Și sigur că dacă fiecare zi este o epocă de milioane de ani, atunci sigur că porunca a patra, când vorbește despre ziua a șaptea, nu trebuie să o înțelegem ca o poruncă reală. Vă dați seama ce lovitură a fost dată la sfârșitul secolului XIX acestei gândiri evoluționiste asupra poruncii lui Dumnezeu, sabatul. Adu-ți aminte de ziua sâmbetei. Deci la sfârșitul capitolului 13 găsim această cifră, semnul fiarei 666. Câte speculații există cu privire la acest număr? Începând din biserica primară, numai cu ce nu s-a asemănat această cifră? Și sigur că aveți cunoștință despre o așa explicație. Deci, o metodă de cunoaștere a unei cifre folosind literele romane, când sunt puse literele, și atunci, sigur că poți ca să obții o informație. Aici este folosită această metodă unde este scris ca și cum ar fi fost scris pe tiara papală. Deci este mitra pe care o purtau papii romani, episcopii Romei. Această inscripție, Vicarius Filidei, din latină înseamnă vicarul Fiului Dumnezeu. Dar știți că foarte mulți cercetători pun la îndoială această metodă de explicație
a cifrei 666. Pentru că textul capitolului 13 a fost scris în greacă. De aceea, din greacă, cuvintele grecești nu sunt latine. Și de aici, cum putem să explicăm această cifră care este scrisă în greacă cu explicația cifrelor și literilor din latină? Dar nu este o taină că acest titlu oficial al papei de la Roma este Vicarus Christi, este locțiitorul lui Hristos. Și sigur că se pare că nu este mare diferență de vicarul Fiului Dumnezeu sau vicarul lui Iisus Hristos, dar folosind această metodă de calculare a literilor, a literilor latine, sigur că noi nu vom ajunge la concluzia 666. Și cel mai puternic argument acestei tâlcuiri 666 este aceea că, folosind această metodă, putem ca să ducem orice personalitate istorică. Deci oponenții noștri și în mod deosebit tradiția catolică încearcă să explice cifra 666 și anume ca să fie explicat prin cifrele Ellen G. White. Ei zic că tot iese 666. Deci cifra 666 este semnul fiarei și tocmai aici noi avem două răspunsuri, că ele sunt două fiare. Care dintre cele două fiare să atribuim această cifră? Lingviștii spun că descrierea fiarei cea mai apropiată trebuie să corespundă cifra aceasta, dar fiara cea mai apropiată este fiara a doua, care simbolizează biserica. Nu fiara care simbolizează biserica, ci fiara care simbolizează fiara a doua, care simbolizează Statele Unite. Haideți să vedem cum cercetătorii contemporani explică această cifră, 666. De fapt, numărul 6 este legat cu Babilonul. Este un amestec de rătăcire. Deci 6 este un număr al Babilonului. Pentru că babilonienii foloseau sistemul sesagesimal. Atunci când facem cunoscut cu istoria babilonienii, deci găsim foarte desiguri cifra 6 în Babilon. Apropo, chiar și împărțirea orei în 60. 60 de minute, minutele împărțit în 60 de secunde. Sigur că rădăcinile se duc în Babilon pentru că ei au inventat. Împărțirea cercului în 360 de grade este invenția lor. Și vă aduceți aminte chipul acel din Daniel. Are 60 de coți, 60 de zei în panteonul și dimensiunea idolului pe care l-a construit Nebucadnețar și toate sunt legate cu Babilonul. Mai vedeți încă niște tăblițe, artefacte, care au fost descoperite în Babilon, au fost găsite amulete care erau a preoților din Babilon, preoților păgâni. Și când au fost descoperite aceste cifre și le vedeți pe ecran în cifrele noastre, 6 rânduri de cifre, 6 rânduri și 6 linii de numere. Și este foarte ușor ca să calculezi sumele acestor cifre. Din fiecare rând, fiecare rând are 111 suma.
Deci toate acestea se fac 666. Deci suma la toate cifrele de pe acest artefact tot au 111. Și în suma totală face 166. Deci este un amulet foarte straniu pe care a fost găsit de arheologi în Babilon. Dar totuși, mă gândesc că cel mai puternic argument în apărarea adevărului, adevărate explicații, noi putem să o găsim în Sfânta Scriptură. Nu în descoperirile arheologice. Noi va trebui ca să găsim în Sfânta Scriptură. Pentru că Ioan folosește simboluri din Vechiul Testament. Întrebarea. Dacă în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, se vorbește despre 666 și se pare că de fapt este, și vedeți pe ecran textul de la 1 Împărați, capitolul 10, textul 14, unde se aduce aminte de 666 în Vechiul Testament. Aurul care venea în fiecare an la Solomon cântărea 666 de talanți de aur. Vă dați seama, în fiecare an, la Solomon, în timpul înfloririi imperiului său, el primea 666 de talanți de aur. Aurul lui era din aur, tronul lui era din aur curat. Vedeți tronul restaurat din timpul lui Solomon. Dar tocmai în înflorirea imperiului său, când el de fapt se făcea baie în aur, tocmai se întâmplă cel mai neplăcut și găsim scris că împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zise copilor lui Israel, să nu intrați la ele, nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inimile spre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât de iubire și nevestele i-au abătut inima. Totul s-a început de la aur și s-a sfârșit cu groaznica idolatrie. Și Solomon a început să construiască altare și temple în cinstea zeităților păgâne. Și pentru soțiile ele, și este poate rușine pe noi să numim cifra câte soții și câte țeitoare avea, și toate acestea au sfârșit cu idolatrie, totală idolatrie, amestecând cunoștința despre adevăratul Dumnezeu cu cultul păgân. De aceea, acesta aura lui Solomon, el s-a necat în idolatrie și în aur, în bogăție. Și atunci când noi încercăm ca să explicăm această taină în contextul fiarei de a doua, care simbolizează Statele Unite, deci pentru noi este o descoperire interesantă, nouă. Cu adevărat, fiara aceasta se dezvoltă și crește în direcția îmbogățirii, unde se pune accent pe partea materială, pe valorile materiale, și se începe odată cu febra aurului care se începe pe continentul american la mijlocul secolului 18, când se începe în California, când mii și mii de oameni se duc în California setoși de acest aur care se capătă atât de ușor. Și iată un cult nou, un cult modern al vițelului de aur, unde este închinarea acestui
Și tocmai aici este închinarea la dolarului, cum zic americanii, money, money, adică bani. Mă gândesc că această variantă de explicații a cifrei 666, el merită ca să tragem atenția asupra materialismului acesta impus de americani. Vreau încă o variantă teologică asupra acestei probleme. Deci nu este secret că numărul 7, care este găsit în Cartea Apocalipsa, este întâlnit de 56 de ori în Cartea Apocalipsa și totdeauna se referă în legătură cu Dumnezeu. Este o cifră dumnezeiască. Teologii cred că aceasta este cifra împlinirii sau plinătății lui Dumnezeu. Dar numărul 6 este numărul uman. Reprezintă imperfecțiunea, incompletitudinea care apare în legătură cu pierderea adevăratei cunoașteri a lui Dumnezeu. De ce 6? Poate că omul a fost creat în ziua a șasea. Și atunci când omul se pune pe singur ca măsură, atunci cultul înțelepciunii omului se pune în locul oricărui cult. Și sigur că respinge pe Dumnezeul zilei a șaptea. Sigur că cifra aceasta 6 iese în planul din față și sigur că este o cifră omenească. Stimați prieteni, noi aparținem acestei biserici unde este scris Adventiști de ziua a șaptea. Și titlul acesta, Adventiști de ziua a șaptea, este o indicație a lui Dumnezeu Creatorul, care a creat lumea noastră, care a dat naștere vieții, care a creat omul și a determinat adevăratul sens al vieții sale. Și noi suntem unica biserică pe acest pământ care continuăm să predicăm despre realitatea săptămânii creației și a sfințenii zilei a șaptea, zilei sabatului. Și sigur că această a doua parte a denumirii noastre adventiști arată la reîntoarcerea Domnului Hristos și la sfârșitul istoriei planetei Pământ. Deci două evenimente și anume numele nostru arată la începutul istoriei noastre, la creațiune și a doilea este numele revenirii Domnului Hristos. De aceea, întrebarea pe care eu trebuie să o pun. Odată ce am făcut cunoscut cu Apocalipsa, capitolul 14, solia celui de-al treilea înger, când am descoperit că sunt două puteri, două autorități, sunt două grupe de oameni care se închină, unii care se închină mielului și a Tatălui din ceruri și alții care se închină fiarei și icoanei ei. Stimate prieteni, cui te închini tu astăzi? Vreau să mă adresez către dumneavoastră, stimați prieteni, ca dumneavoastră să faceți o alegere adevărată în viață. Acum când vom auzi o piesă muzicală, vă invit ca să scriți despre problemele dumneavoastră, necazurile dumneavoastră, îngrijorările dumneavoastră, ca să ne rugăm pentru dumneavoastră și pentru prietenii dumneavoastră. Și după piesa muzicală, noi ne vom îndrepta în rugăciune către Dumnezeu. Сколько времени осталось в нашей планете? Что мы должны вовремя узнать, чтобы быть готовыми к заключительной истории? Спаситель грешных друг,
порочу я. К тебе иду, молю тебя, омой меня. И на кресте за грешный мир отдал себя. Прими меня, вспомни меня, услышь меня. Вспомни меня, к тебе иду, молю тебя, вспомни меня. Тоской и горем удручен я в мире зла. Забытый всеми не ропщу, ищу тебя. Колено преклонен, молюсь, в душе храня. Страдал за меня, распят за меня, воскрес для меня. Вспомни меня, к тебе иду, молю тебя, вспомни меня. Когда ты царствовать придешь, узрю тебя. Когда Господь Спаситель мой, возьми меня. Туда, где изгнана тобой навеки тьма. Прими меня, вспомни меня, услышь меня. Иду, молю тебя, вспомни меня. Узнай время. Узнай вовремя. Дорогие друзья, стимați prieteni, vă mulțumim mult pentru că dumneavoastră urmăriți acest program. Vă mulțumim pentru că dumneavoastră distribuiți gândurile dumneavoastră și cerințele de rugăciune și vă împărtășiți cu ele. Și vreau să citesc pentru ceea ce dumneavoastră. Deci avem cereri de rugăciuni din partea Nadejdei, să ne rugăm pentru Sveta, Violeta, Ion, Luda, Ana, pentru sănătate. Olesia cere ca să ne rugăm pentru copiii ei, pentru Eva și Sara. Vecislav să ne rugăm pentru starea duhovnicească și spirituală a copiilor lui. Pentru sănătatea soției, Ina zice să ne rugăm pentru Cornelius, fiul ei, ca să se întoarcă la dragostea din tâi. Deci Olesia dorește ca să se roage pentru Maria. Deci Maria ne roagă ca să ne rugăm pentru copiii ei, ca să se atingă de sufletul copiilor. Marina, pentru Olesia, care se roagă pentru nepoțica Alexandra. Sima roagă să ne rugăm pentru Vladimir, are o stare sănătate grea, și pentru sora Larisa, care are nevoie de vindecare.
Sonia cere ca să ne rugăm pentru însănătoșirea Ecaterinei. Natalia ne roagă pentru fiul ei să ne rugăm. Este cerere ca să ne rugăm pentru Amalia. Deci, să ne rugăm pentru toți copiii și, în mod deosebit, pentru copiii Lilia. Pentru Galina, Fyodor și Vladimir, ca ei să se îndrepte către Dumnezeu. Un băiat tânăr, Nicolae, pentru fiica Galina. Sigur că și mulțumire pentru tema care vorbitorul nostru o aduce în fiecare seară și Svetlana ne roagă să ne rugăm pentru familia ei. Mulțumim mult pentru cererile dumneavoastră. Să nu ne oprim, ci să continuăm ca să ne rugăm și noi împreună cu vorbitorul nostru, fratele Eugen. Stimați prieteni, vă invit ca să ne rugăm, să ne adresăm în rugăciune. Doamne, Tatăl nostru cel din ceruri, drept și bun, noi suntem înaintea Ta slabi și fără ajutor și în fața acestei avalanșe de răutăți care, de fapt, se aruncă asupra noastră. Doamne, Te rugăm ca Tu să binecuvintezi pe toți aceia căror nume a fost menționate, pentru acești oameni ca ei să Te primească pe Tine în viața lor, ca ei să simtă puterea Ta vindecătoare. Doamne, Te rugăm pentru, în mod deosebit, pentru acei care sunt bolnavi de coronavirus, pentru cei care au probleme grave, acute. Te rugăm, Doamne, pentru medicii care tratează aceste probleme. Doamne, ajută ca ei să poată să vindece pe acești bolnavi. Chiar și ei sunt bolnavi. Doamne, ai milă și de medici. Te rugăm, Doamne, pentru cei care au pierdut pe cineva drag din viață. Te rugăm ca Tu să mângâi inima. Doamne, Te rugăm ca Tu să dai putere celor care se luptă cu obiceiurile și cu dependențele lor. Doamne, Te rugăm ca să dai putere specială, ca să putem să ieșim din aceasta și să ne simțim liberi. Doamne, Te rugăm pentru cei care sunt singuri, cei care sunt în vârstă, cei care sunt uitați de copiii lor. Doamne, Tu ești milos și avem nevoie ca Tu să restabilești relațiile care au fost distruse de păcat, ca ei să fie vindecați, ca ei să se împace unii cu alții. Doamne, Te rugăm ca să trimiți acest Duh al smereniei, Duhul recunoașterii greșelilor personale în fața Ta și în fața celor care am greșit. Doamne, avem nevoie de un Duh al iertării. Avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt care schimbă viața noastră, conștiința noastră. Te rugăm, Doamne, în aceste timpuri care sunt atât de grele, ca noi să fim spiritual treji, ca noi să cunoaștem timpul în care noi ne aflăm și noi să nu avem o atitudine ușuratică asupra vieții noastre, ci noi, Doamne, să răspundem chemării Duhului Tău cel Sfânt ca să experimentăm pocăința și schimbarea prin Duhul Sfânt și să Te primim pe Tine, Doamne, și să ne închinăm doar Ție. Credem că merge lupta între cele două puteri pentru sufletele oamenilor. De aceea, Doamne, Tu ne vrei mântuirea noastră. Vrăjmașul Tău vrea moartea noastră, vrea distrugerea noastră. De aceea, Doamne, dăruiește-ne și ajută-ne să facem o alegere corectă și să venim la Tine cu închinarea noastră. În numele Domnului nostru Iisus Hristos și a Mântuitorului nostru Te rugăm. Amin. Stimați prieteni, nu ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, pentru că mâine mai avem încă o întâlnire. Cu părere de rău, este o întâlnire când vom încheia programul
și vă invităm mâine la orele 8 ca să vă conectați și ultima temă va fi legată de această întrăită solie îngerească. Aceste cuvinte totdeauna sunt folosite în apărarea chinurilor groaznice. Ce spun aceste cuvinte? Despre ce este vorba în aceste cuvinte din solia celor de-al treilea înger? Despre aceasta vom afla mâine, acum ne luăm rămas bun de la ele și vă dorim binecuvântările Domnului. Важно знать время, но еще важнее вовремя узнать, сколько времени осталось нашей планете. Что мы должны вовремя узнать, чтобы быть готовыми к заключительным событиям истории? Программа «Узнай вовремя» – это уникальная возможность узнать ответы на эти вопросы из книги, которая не теряет своей актуальности на протяжении более 2000 лет. Она откроет нам того, кто может изменить нашу жизнь и наполнить ее истинным смыслом. Узнай время. Узнай вовремя.